Costul unui kilometru de asfalt de autostradă, drum național sau drum județean și chiar comunal îl depășește la noi ca la nimeni cu mult pe cel din țările europene. Cu toate acestea, nu avem asfalt de top. Dimpotrivă, standardele materialelor folosite și calitatea lucrărilor lasă foarte mult de dorit. Au fost chiar voci de specialiști din domeniu care au atras atenția că, în general, nu se execută lucrările la normele de adâncime minimă pentru structura în sol a obiectivului, pe toată suprafața, cu toate materialele din deviz și la calitate, făcându-se rabaturi inclusiv legate de starea vremii, lucrându-se chiar și pe timp ploios. De nenumărate ori, Jurnal de Dâmbovița și TVR Press au semnalat aceste aspecte păguboase, prea des întâlnite în municipiul Târgoviște și în tot județul Dâmbovița. Rezultatele sunt nu numai aproape de zero, dar presa incomodă este agresată sistematic, fără ca autoritățile să răspundă câtorva întrebări de bun simț legate de cheltuirea banilor publici. În plus, jurnaliști iar Press sunt târâți prin procese, iar redacțiile strangulate economic prin presiuni de tot felul. Revenind la investigația noastră jurnalistică, am constatat recent că drumul de serpentină de la Mănăstirea Dealu, nu de mult asfaltat și consolidat, a luat-o la vale pe numeroase porțiuni. Să fie vorba despre superficialitatea lucrării, calitatea materialelor sau de particularități nerezolvate ale terenului cu mari probleme, nu am putut afla, întrucât și aceste informații de interes public sunt ținute sub șapte lacăte. Conducătorii auto și pietonii lipsiți de trotuare, deși zona se pretează agrementului, reclamă jaful în bani publici. Cum altfel se poate numi o astfel de lucrare dărâmată după câțiva ani? Ne-am adresat direcției tehnice a Consiliului Județean cu niște întrebări. Doream să aflăm cine ne fură banii publici, respectiv dacă se cunoaște la nivelul celei mai importante instituții starea dezastruoasă a acestui drum. Cine a executat lucrările, cu ce fonduri, ce măsuri se vor lua. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Dâmbovița, care a intrat în posesia cererii noastre, n-a reușit să ne îndrume către directorul solicitat de noi, cererea ajungând, probabil, la președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Florin Popescu. De la domnia sa așteptăm un răspuns și se pare că vom avea de așteptat, întrucât printr-o adresă oficială ne-a transmis că ne va comunica informațiile de interes public în termen de 30 de zile, întrucât termenul inițial de 10 zile prevăzut de legea 544 din 2001 nu este suficient. Așa că așteptăm răspunsurile și noi, așteptați-le și dumneavoastră, stimați dâmbovițeni. Între timp, drumul de la Mănăstirea Dealu, proaspăt reabilitat, a luat-o la vale, cu tot cu puhoiul de miliarde.